În momentul în care se termina antrenamentul, era totul super relaxat. Da. Venea Schneider și începea cu glumele lui și totul era... Da, era da, genul de jucător Schneider care... era, da? Wow. Ai da. Un moment de ăsta, așa, schimbăm un pic registrul, dar mă întorc la ce spuneai tu mai devreme. Însă, ai vreun moment de care ți-aduce aminte vreo anecdotă cu el din perioada asta? Cu Schneider? Da. Oh. Una, zine una. La un moment dat, tot ne făceam glume, eram două grupe, două tabere, așa, eu, Schneider, Haitinga și Marcus Rosenberg și în cealaltă parte Kenneth Perez, Lindenberg și Huntelaar. Da. Și glume de acestea de vestiar cu revulsin în... În ghete? Sau în chiloți? Nu. Mergeam chiar atât de departe. În jambier. Da, în ghete. Clar, cu scoci în chiloți. Cu, stai, scopul scociului era ca să se lipească de piele. Așa. Nu trebuie okay, să detaliez, dar... și a făcut Huntelaar o glumă nepotrivită, m-a împins, țin minte, în bazinul cu apă și am făcut aproape o entorsă. Și în momentul acela am zis, ok, trebuie să trecem la nivelul următor. Și am cumpărat împreună cu Schneider de la un magazin lemn din acesta care se pune pentru căței. De se vinde... Rumeguș. Da. Și Nivea și tot felul de creme. Am dat pe mașina lui Huntelaar prima dată cu Nivea și cremele acestea și apoi am umplut mașina cu Rumeguș. Wow. Deci vreo trei zile am mers consecutiv la spălătorie și tot nu i-a ieșit. Dar ideea lui Schneider. Da. Și tot în acea perioadă, țin minte, am mers în cantonament în Scoția, am intrat la o piscină și Schneider a intrat în vestiar la fete și tocmai rula filmul acela. Se cum adică la fete? Borat. Eram numai noi, dar a intrat în vestiarul fetelor și a găsit acolo o pereche de bikini pe care și-a luat și a pus pe umeri și așa a intrat în piscină. Și era Borat și el. Da, și era Borat și el. Deci am leșinat de râs cu toții. Și multe altele, dar îi debit amintea numai genul acesta. Dar cu Lovin e o chestie, o farsă pe care ați făcut-o lui Lovin, că îl transferă Ajax? Da, l-am sunat. A povestit-o el, că a tras pe dreapta, da. A emoționat că îl vrea, mai știu cum, adică nu mai țin minte povestea. Da, l-am sunat și am zis că sunt directorul sportiv și că... Nu ți-a recunoscut vocea? Nu mi-a recunoscut vocea. Ai vorbit în engleză? Am vorbit în engleză, da. Și că directorul sportiv de la Ajax? Da, și că îl dorește la Ajax, că sunt impresionat de jocul lui, de constanța lui și de calitățile pe care le are și că a fost recomandat de celălalt român de aici, de la Ajax. Și îmi povestea după aceea că a avut niște emoții, nu știa pe cine să mai sune, să spună. Că nu, ne-a povestit că conducea, tras pe dreapta de emoție, să nu facă vreun accident în momentul în care a primit telefon. Da. Mă gândesc că stam nu era obiect de glumă, adică nu puteai să glumești, nu era cu grupurile astea, nu se atingeau de stam. Țin minte la un antrenament ca Manuciarian. Armeanul, da. A reușit să-i dea mingea printre picioarele lui stam. Era un joc de 3-3, da. Și a dat printre picioare, a dat gol și nu asta a fost problema, ci cum s-a manifestat după aceea, râdea așa, cumva arogant, la următoarea fază. Iarăși mingea la Manuciarian, tocmai în față și când a venit stam cu o alunecare, l-a aruncat în gard, deci l-a lipit de gard și a zis, this is the last time you do this. Serios? Da. I-a zis asta? Da. Momentul și antrenorul cum a reacționat? În mod normal, asta poate să fie sămânța unui mic scandal la un antrenor. Da, era mai greu să ai un mic scandal cu stam. Să-l iei de gât pe stam. Da. Nu, dar era un jucător corect și un om drept. Da, și el, tata a patru copii, care stătea de vorbă cu jucătorii, încerca să te ajute din experiența lui, iar antrenorul are nevoie de genul acesta de lider în echipă. Cred că este cel mai bun capitan de echipă pe care l-am avut. Cam la egalitate cu Rădoi. Cu Rădoi la egalitate. Da. Interesant că l-aduci pe Rădoi atât de aproape de Iapstam.